lumea sportului se confruntă cu o tragedie. Este vorba de jucătoarea echipei Igor Gorgonzola Novara, Julia Ituma. A murit la vârsta de 18 ani, după ce a căzut de la fereastra camerei în care era cazată în capitala din Turcia. Tragicul eveniment a avut loc după un meci din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Regretata jucătoare de volei a fost găsită fără viață, la ora 5:30 de minute dimineața, în fața hotelului. Potrivit informațiilor apărute în presă, aceasta a căzut de la etajul 6, poliția din Turcia nu a făcut precizări cu privire la acest caz. Totuși, nu este exclusă varianta sinuciderii, după ce au apărut ultimele imagini cu Julia Ituma în viață. Amintim că Igor Gorgonzola Novara a jucat miercuri cu Exa Cibaș, meci pe care l-a pierdut cu 0-3 în semifinalele Ligii Campionilor. Igor Voli dorește să-și exprime condoleanțele și să se facă părtaș la durerea familiei și a celor dragi julici. Clubul și toți membrii săi, sfâșiați de această pierdere, vor păstra o tăcere respectuoasă pe această temă, a precizat echipa într-un comunicat în imaginile de securitate din interiorul hotelului. Ituma este văzută vorbind la telefon pe un hol la orele serii, iar apoi stând în fața ușii camerei sale timp de aproximativ o oră, într-un mod gânditor, înainte de a intra în camera sa pentru ultima dată.